Bună seara, Domnica! Bună seara! Și tuturor părinților care ne urmăresc în seara asta și profesorilor care sunt părinți și ne urmăresc în seara asta. Și cred că e o oportunitate așa de faină pentru noi să petrecem o marți seara în școală, locul care ne aduce multă plăcere și să vorbim despre ceva ce ne aduce și mai multă plăcere, despre noi, copiii noștri, și cum putem noi ca părinți să îi sprijinim și să fim acolo alături de ei. Și cumva, înainte să facem asta, e important să setăm cadrul așa mai larg, că amândouă ne dorim mult să creștem comunitatea de părinți, la fel își doresc și colegii mei, ca să simțim că suntem împreună în viața copiilor și că nu sunt lăsați doar aici dimineața și recuperați după masa, gata, împachetați și pregătiți de a merge acasă. Și atunci asta e și intenția cu live-urile, intenția cu trainingurile pe care le facem și multe altele care o să mai vină. Vreau să te întreb cum a pornit munca asta noastră și care e intenția ta în seara asta? Da. A pornit tot din nevoia de a sprijini părinții. Mm. Tocmai pentru a fi mai pregătiți și mai să aibă mai multe informații și cunoștințe apropo de sprijinul copiilor și de înțelegerea copiilor. Și pentru că există cumva foarte multe informații și pe internet și în mass media și destul de complicat pentru tine ca părinte să-ți dai seama ce anume e bine pentru el, pentru prezent, dar și pentru viitor, cum să-l pregătim pe copil pentru lumea în care trăim, care este într-o continuă schimbare și cu foarte multe incertitudini. Asta înseamnă cumva că e nevoie să știm ce să le oferim din toate ofertele. Da, care sunt foarte multe. Foarte multe, da. De cât au nevoie, cum e bine cumva să-l sprijin și pe de altă parte cumva cum să mă sprijin pe mine ca părinte. Eu să pot evolua, eu să pot crește ca să pot să-l sprijin pe copil, pentru că știm că oferim copiilor cine suntem noi și atunci da. E nevoie cumva de un sprijin al nostru, a fiecare dintre noi, fie că este părinte sau profesor, în a fi alături de copil așa cum are el nevoie. Wow, și asta e extraordinar de greu. Este. Știu și ca mamă ce a însemnat pentru mine primele cărți citite, primele cursuri, zeci de cursuri, cum alegi dintre toate. Exact. Unii îți spun, fă așa, alții îți spun exact. Așa. Acum 3 ani era la modă time-out-ul, acum nu mai e la modă exact. Time-out-ul. Exact. Cumva și cred că asta am încercat să facem și în școală de 4 ani de zile de când facem schimbarea culturii noastre. Și ne-am uitat atent la ce înseamnă viziunea și misiunea. Și cred că instrumentul de care vom vorbi azi, important să-l legăm pentru părinți în ce înseamnă de fapt concret când vorbim de viziune și de misiune, că viziunea noastră se referă de fapt la a crea oameni care să aibă relații sănătoase, că misiunea, când spunem a avea voce, de fapt vorbim de cum formăm autonomia fiecărui om sau adult. Da? Când vorbim de descoperă-ți sclipirea sau discover your spark, de fapt vorbim de identitatea personală și a ști cine ești în viață și a ști pe ce drum vrei să mergi. Și când vine vorba de a face o diferență, vorbim de fapt despre a te simți în siguranță, știind cine ești, având autonomia deciziilor, ca să poți să găsești soluții creative la problemele care fie nu s-au creat încă, fie probleme noi care îți apar constant în viața ta de copil sau de adult. Cum am legat instrumentul cunoașterea copilului de aceste zone? Da. Pentru mine, cumva, prima interacțiune cu școala a fost tocmai o înțelegere a școlii din perspectiva viziunii ei. Și atunci, cumva, a devenit foarte natural să creăm acest instrument de cunoaștere și înțelegere a copilului, tocmai pentru a-l sprijini și pe părinte, dar și pe profesor în a se uita la copil cu adevărat din toate punctele de vedere, adică și ca dezvoltare emoțională, și dezvoltare academică, și sănătate fizică, pentru că e foarte important cumva să
știi să te uiți la copil acolo unde are nevoie să fie sprijinit. Copiii sunt într-un, firesc într-un parcurs de dezvoltare, ei evoluează diferit, da. În momente diferite. Sunt foarte multe aspecte ce țin, nu știu, de biologia lor sau caracteristicile lor pe care uneori noi ca și părinți nu le vedem sau le interpretăm prin prisma propriilor noastre experiențe sau, nu știu, ne irită sau ne înfurie sau pur și simplu nu le vedem. Și cred că e important să fim sprijiniți, să începem să vedem copilul. Odată ce putem să-l vedem, îl putem și sprijini în a-și dezvolta acele abilități. Pentru că dincolo de, nu știu, ceea ce învață la școală, academic și de toate experiențele lui de învățare, copiii se dezvoltă foarte mult cumva din interacțiunea cu noi adulții. Și atunci, dacă eu ca și părinte sau un profesor îl privește pe copil, se privește și pe el, își dă seama cumva de care sunt zonele, unde poate are nevoie să lucreze mai mult cu el, e ca un fel de hartă. Și cumva am vrut să le oferim profesorilor și părinților această hartă, pentru că de aici cumva e o zonă de foarte mare explorare și pentru părinți și pentru profesori. Și atunci eu ca părinte, da, iau da. Chestionarul, exact. Care se numește Cunoașterea și înțelegerea copilului, văd prima dată că dau aici niște note și mă gândesc, ce zic notele astea? De fapt nu e așa. Nu e așa, da. Și cum să le interpretez? Da. Notele, poate că cumva semnificația notelor în cultura noastră și, mă rog, în cultura educației cumva pot să fie de bine sau rău, dar sunt mai degrabă de momente în care copilul își exprimă o nevoie sau o abilitate și momente în care abilitatea încă nu este exprimată sau încă nu are vârsta la care să fi avut deja dezvoltat abilitatea. Ok, deci atunci, nu mă îngrijorez deloc dacă dau aici nota 1 rar și copilul meu are 5 ani, că poate nu-i dezvoltat poate încă. Poate nu-i dezvoltat și cumva de fapt asta e și ideea, cumva să vedem care sunt zonele unde era nevoie de un sprijin. Ok, și când l-am dezvoltat ca și instrument, știu că am avut intenția de a-l face atât de general ca să se aplice la, de la vârsta de, la un, de un an până la 18 ani sau și mai departe. Și atunci nu înseamnă că dacă spun că acum își exprimă intens emoțiile, va rămâne toată viața cu nervi sau cu exprimarea aceasta furioasă a unor situații din viață, corect? Exact. Pe de altă parte, tot restul vieții o să ne exprimăm emoțiile intens. Acum depinde cât de frecvent, depinde cât de confortabil este copilului cu toate trăirile pe care le are. Important e cumva să fie sprijinită în a înțelege că orice trăire sau emoție cumva ascunde o nevoie și să-și exprime nevoia direct, să o recunoască, pentru că și noi ca adulți avem o dificultate în a înțelege când avem un disconfort, de fapt, ce vrem. Da. Și atunci asta e un proces și pentru noi și pentru copil. Adică ce înțeleg și ce aud de la tine e că mă dezvolt și eu ca părinte, completându-l pentru că îmi dau seama și de zonele mele pe care le am poate de dezvoltat sau de apreciat. Sau de apreciat. Și la fel și cu copilul meu și că nu e acum, e de 4, ci în acest moment, acestea sunt nevoile lui, în acest moment, acesta e stadiul lui de dezvoltare și pot să-l fac testul ăsta de sau să folosesc instrumentul de 10 ori pe an, că sunt diferite momente în viața copilului. Și îmi dau seama că poate acum prioritar pentru el este poate, de exemplu, să-l învăț să recunoască ceea ce simte în anumite momente, să, nu știu, să recunoască, de exemplu, faptul că uneori simte tristețe și ce înseamnă asta, sau simte furie, să se simtă confortabil să-și exprime furia în relația cu mine ca și părinte sau profesor, fără să nu știu, fără să-i fie frică că va fi criticat sau că, nu știu, lucru sau îi va fi atras, retrasă aprecierea. Sau retrasă aprecierea. Deci, cumva, în funcție de momentul în care se află copilul, are nevoie de un sprijin aparte. Da. Și atunci e important să ne uităm din perspectiva asta. Și când vine vorba de atașament, că astăzi am zis că discutăm despre atașament, explică așa pe înțelesul meu sau unui părinte ce înseamnă atașamentul. Cumva, nevoia fundamentală a omului este de a se simți în siguranță în relația cu persoanele apropiate. Și a te simți în siguranță înseamnă că ori de câte ori ai un disconfort, adultul, părintele și profesorul, că vorbim și de profesor, să poată să fie prezent, să răspundă cât de calm e posibil,
să poată conține, se numește cumva în psihologie, disconfortul copilului, adică să nu fie reactiv la disconfortul pe care îl are, pentru că de fapt el atunci are o nevoie și cumva se simte în siguranță dacă este acceptată nevoia. Dacă noi devenim reactivi, atunci copilul simte cumva că nevoia lui nu este acceptată. Și ca să înțeleg un pic mai clar sau mai concret, e atunci când nu-i dau jucăria pe care și-o dorește enorm și începe să plângă. Plânga, faptul că sunt acolo, lângă el, cât se poate de calmă, fără să mă înfurieze sau să mă irite sau să-l pedepsesc, cumva înțeleg că asta era nevoia lui, o accept, sigur că comportamentul poate să fie nepotrivit în acel moment. Sunt și momente în care noi, ca și părinți sau adulți, cumva ne pierdem controlul și asta e uman, însă copiii au nevoie să știe cumva că noi ne reîntoarcem în relația cu ei, că ne reapropiem fără spaima asta de, nu știu, s-a supărat mama sau s-a supărat doamna profesoară, ci pur și simplu cumva e un moment emoțional dificil pentru tine ca adult și te reîntorci. Am înțeles. Doar că într-o relație cumva obișnuită sunt multe momente așa de deconectare, important e cumva să te reconectezi cu copilul. Și cum faci asta? Te reapropii, cumva îl reasiguri că ești acolo, că este văzut, că e ascultat, că e înțeles. Și poți, de exemplu, să-l și întrebi pe un copil, ok, uite, știu că am țipat, îmi pare rău că mi-am pierdut în acel moment controlul când tu aveai nevoie de altceva, cum pot să repar? Adică poți să pui această întrebare unui copil, el poate să răspundă? Sigur, cred că cumva ce e important copilul să simtă că este înțeles. Pentru că ei au spaima asta firească de a pierde cumva conexiunea cu noi, pentru că au nevoie de noi. Și atunci dacă, de exemplu, nu știu, ai observat că a avut un moment care a devenit critic cu un alt prieten sau coleg sau, nu știu, frate sau soră, și mergi către el, nu mergi cu intenția de a-i, nu știu, reproșa că a fost critic, ci să înțelegi ce s-a întâmplat și, de fapt, ce anume i-a creat lui un disconfort. Și vă spun, uite, mi-a creat un disconfort sau, nu știu, m-a neliniștit faptul că sora mea mi-a spus X. Și atunci copilul cumva își dă seama că atunci când are o iritare, uneori se protejează în felul ăsta. Nu înseamnă că nu o să mai reacționeze critic, că nu despre asta e vorba, ci înțelege cumva ce se întâmplă cu el. Și să înțeleg că critica e un lucru după care e important să ne uităm în relațiile între copii și cum reacționează ei față de noi. Da, e important că îmi dau seama că atunci se protejează. E o formă de apărare. Critica, când se detașează. Și cum arată un copil care se detașează? De exemplu, îți și spune că nu are nimic, că nu i s-a întâmplat nimic, deși cumva era... Sau că nu-i pasă. Sau că nu-i pasă, deși evident că era un incident care cumva era firesc cumva să aibă un disconfort. Dar felul în care se protejează e că spunea, dar n-am nimic. E foarte greu. Dar poate are nevoie de un timp cumva să proceseze toată experiența emoțională și se... Important e cumva tu să nu pierzi cumva conexiunea cu el și să te reîntorci către el. Și atunci e important să ne cunoaștem și noi atașamentul nostru și, sau cum a fost acesta format. Exact. Și e important să înțeleg cât de în siguranță sau cât de confortabil sunt eu ca și mamă, ca și părinte, față de disconfortul copilului meu. Pentru că dacă eu trăiesc un disconfort foarte des în relația cu el, înseamnă că atașamentul meu este unul mai degrabă nesigur. Și când zici nesigur, câte feluri de atașament sunt? Când spun nesigur, este că oricumva mi-e teamă că poate nu sunt o mamă bună, că poate am greșit, că poate am făcut ceva rău sau mi-e teamă, de exemplu, că o să-l rănesc pe copil sau am tot felul de îngrijorări, că o să-i se întâmple ceva rău. Și cumva sunt îngrijorări sau temeri care nu apar rar, cum apar la marea majoritate, ci apar foarte des. Adică foarte des cumva trăim toate fricile astea. Și atunci când trăim toate fricile astea, este greu să fii prezent în relația cu copilul, că ești cumva atentă la frica ta. Ești foarte concentrată pe ideea că o să se întâmple ceva rău sau, nu știu, o să greșesc și cumva mă deconectez de mine și în felul ăsta mă deconectez și de copil. Și alte tipuri de atașament, în afară de asta anxios?
Atașamentul ăsta se numește Vita, în care cumva eu ca părinte am învățat din experiențele mele anterioare mai degrabă să mă detașez emoțional. Adică, de exemplu, copilul, nu știu, se julește sau are diverse experiențe emoționale pe care eu nu le văd. Nu știu, simte tristețe sau furie și nu le văd, pur și simplu. Asta înseamnă cumva că eu sunt deconectată emoțional de el. Și pentru copil e o formă cumva de... îi dă insecuritate, pentru că nu te simte pe tine aproape. Și unii copii pot să dezvolte o teamă de abandon, adică devin foarte vigilenți la cum te simți tu, pentru că își doresc foarte mult conectarea și nu știu cum să obțină. Și cum altă formă de atașament? Și mai este un atașament care mult mai rar, dezorganizat se numește, unde cumva e mai degrabă o foarte mare confuzie. Pentru că cumva sunt de obicei părinți sau adulți care au avut experiențe mai degrabă abuzive în copilărie, cu foarte multă pedeapsă. Și atunci relația vine cu foarte multă neîncredere. Adică pentru că adultul în care am avut încredere, cumva m-a pedepsit, mi-e foarte greu să... Orice apropiere înseamnă un amestec de pedeapsă, furie și nevoia de a fi cu acea persoană. Și atunci mai degrabă sunt părinți care... sau care cumva interpretează comportamentele copilor, de exemplu, ca fiind manipulatoare sau ca au intenții cumva de ascunse a răni sau de... ascunse. Deci nu sunt copii care vor, stau așa seara și se gândesc oare ce pot mâine dimineață să fac lui mama că... sau lui tata să exact. Sufere. Da, nu mai există asta, nu? Nu există. Doar că au învățat cumva părinții că, din păcate, din experiențele lor anterioare, cumva că persoanele apropiate te manipulează, te folosesc. Ok. Și ca toate astea să nu se întâmple, ca da? Toate astea să nu ce se avem întâmple, nevoie să facem ca părinți? Da. Ce avem nevoie să facem este ca, în primul rând, experiența pe care are copilul emoțională cu părinții și profesorii, că aici cumva este o chestie extraordinară în școală, pentru că copiii au șansa să fie cu adulți prezenți emoțional și nu deconectați sau evitanți, care, alături de care, nu știu, învață matematică sau istorie, ci pur și simplu sunt acolo prezenți pentru că ei au nevoie de sprijinul adulților, de mulți adulți în viața lor. Da. Și atunci, simplu fapt că ești din ce în ce mai conștient și prezent și îl observi când are nevoie de tine sau îl observi când are, nu știu, vrea să-și exprime poate o bucurie, și se simte confortabil să-și exprime bucuria sau să facă un compliment sau aprecieri. Deci cum există spațiu exprimării și trăirii emoțiilor. Deci cumva, spus, da. Așa cum am avut conversația și cu profesorii, ceea ce au învățat în facultate să-și lase emoțiile acasă, că în mediul profesionist nu-ți aduce emoțiile, așa cum am învățat și în alte facultăți, e exact opusul ceea ce facem în școală și le cerem și sprijinim să reușească să fie oamenii aia care din când în când pe hol sar și zic, wow, mi-a ieșit asta. Sau să poată să fie cu tristețea lor, sau să fie cu furia lor, că uneori ni se întâmplă asta, nu? Exact. Cam asta zic. Exact. Să fie cumva, să fie mult mai conectați cu ei, pentru că dacă sunt conectați cu ei, vor putea fi și prezenți emoțional în viața copiilor. Altfel, nu se poate. Adică cu emoțiile acasă, pentru că aici e un loc de muncă și să ofer copilului acea siguranță, nu se poate. Poți să-i oferi copilului siguranță dacă sunt aici prezent emoțional. Deci uneori e bine să plânge în fața copiilor. Exact. Da. Că mi se întâmplă lucruri în viață și normalizez emoțiile, normalizez cumva disconfortul, reflectă doar o nevoie, nu e nimic rușinos sau amenințător. Și atunci învață și că a fi vulnerabil înseamnă de fapt o dovadă de curaj, pentru că înseamnă că înțelegi care sunt nevoile tale și le exprimi cu încredere. Și, nu e o slăbiciune. Și cumva modelăm ce înseamnă să fii om. Exact. Și când vine vorba de autonomie, că am zis că discutăm despre autonomie, ce înțelegi prin autonomie și cum completăm, de exemplu, asta cu spune că se teme de eșec? Adică foarte rar copiii vin și spun în cuvinte, mi-e frică că... De multe ori e un comportament observabil din partea unui adult. Da. Cum e asta? Cum vine? Legat de autonomie, e o nevoie, de fapt, a multor părinți ca
copiilor să devină din ce în ce mai responsabili. Oh, da! Exact. Să se îmbrace exact, singur dimineața, exact, fără exact, să le zicem, să-și exact, facă temele, exact, să nu cumva să exact, și le uite. Da. Deci cumva e o nevoie noastră a părinților, da, pentru că cumva ne relaxează și pe noi și cumva ne dau și sentimentul de încredere. Însă ca și ei că să facem devină, ceva bine, nu? Și că facem ceva bine. Însă ca ei să devină responsabile, e nevoie cumva să și sprijinim. Asta înseamnă mm-hmm, cumva că să fie cumva contexte în care să fie expuși la situații dificile, poate neplăcute, plictisitoare, pe care să le facă, nu știu, la spălatul vazelor, la pus hainele în coșul de rufe sau orice altă responsabilitate care este cumva specifică vârstei, dar pe care copilul o poate, unde copilul își poate exersa cumva o acceptare a disconfortului și să nu renunți când dau de greu. De cum vine pentru asta? Că, exact. Să nu renunți când ai de greu la 5 ani. Da, e cu efort. Cu efort. Și atunci ești acolo și uneori o să-i reușească, alteori mai puțin, însă cred că e foarte important cumva pentru că autonomia e strâns legată de încredere. Copiii învață să aibă încredere în ei când le reușesc lucruri care simt că sunt dificile. Și vine zâmbetul și, acela de, exact, mami, vezi? Tati, vezi? Mi-a reușit! Exact. Și atunci teama asta de eșec nu mai devine atât de înspăimântătoare. Adică fac lucruri, nu-mi ies, mă poticnesc și o iau de la capăt. Dar cumva să existe filozofia asta, lucrurile dificile uneori sunt foarte valoroase, sunt foarte mari, sunt niște provocări pe care le avem fiecare. Dar așa cumva și explorăm mai multe, avem șansa să cunoaștem mult mai mult din lumea asta largă și ne crește încrederea. Și unul din lucrurile pe care le recomandăm, da, ca parte importantă în autonomie este să își asume responsabilitatea pentru propriile acțiuni. Dar cum reușim să dezvoltăm asta în copii? Aici cred că e important de felul în care noi vorbim despre responsabilitate, noi ca și, când spun noi ca și părinți și noi ca și profesori. Pentru că dacă adesea cumva discursul meu este unul în care vorbesc despre contribuția mea și responsabilitatea mea și lucrurile care sunt de fapt în controlul sau influența mea, fără să vin cu mesaje de învinovățire a celorlalți sau de neputință sau cumva de nu știu, poate de critică la adresa celor, atunci copiii învață că e un lucru foarte valoros, e confortabil, nu e ceva, nu e o povară să-ți asumi responsabilitatea. Da. Pentru că așa poate să pară, cumva că e prea mult, că e copleșitor. Și atunci, ori de câte ori, nu știu, se întâmplă de la incidente foarte mici, nu știu, că a rupt un creion sau orice altceva care copilul simte... Care zice că nu-i vina mea. Exact. S-a rupt. Exact. A venit cineva și ne-a rupt creionul. Exact. Și atunci copilul să fie confortabil pentru că, de fapt, să nu anticipe că va fi judecat, pentru că de ce nu-și asumă? Pentru că e inconfortabil. Dar asta înseamnă că nu o să fie judecat, criticat pentru, sau că pierde, atunci își asumă responsabilitatea. Și din potrivă, cumva, este o mare calitate și va fi apreciată onestitatea pe care o are copilul. Așa, atunci să înțeleg că ei nu mint intenționat. Adică nu. În spatele minciunii exact, este întotdeauna altceva. Exact, sunt alte da? Motive. Fie că este frică să recunoască, exact, pentru că exact, simte că... Poate cum va fi greu. Așa, va fi, așa a fost construit, poate, interacțiunea, poate cu un alt copil sau cu un alt adult, cumva, pe bază de frică. Și atunci, de frică de a nu te dezamăgi, de exemplu, că poate uneori am reacționat cu dezamăgire când tu ai făcut ceva, atunci copilul simte cumva nevoia să te protejeze. Și atunci nu-ți mai spune adevărul. Și asta e o... Da. Cumva, pentru mine, ca părinte, e un semnal de alarmă. Înseamnă cumva că a pierdut încrederea. Sau că vrea să mă protejeze și atunci el nu poate să fie, apropo de siguranță, să se simte relaxat sau încrezător că vine și îmi împărtășește un lucru foarte dificil. Da. Că a făcut o boacă, că a făcut că a băut. Da, exact. Sau exact, orice alte lucruri orice acolo, mai încolo, lucruri, în adolescență, exact, când avem nevoie să ne dificile, apropiem. Da, da. Și când vine vorba de perseverentă sau perseverent în sarcini dificile, știu că mi-a dat și mie sfatul ăsta de... nevoia unui copil de a rămâne cel puțin 2 ani într-o activitate care îi aduce chin, nu chin, ci efort. Efort, efort sau și care disconfort. Da, da? Da. Și am setat cu fetele mele că fac 2 ani drama, teatru, și am în fiecare lună în continuare conversația legată de mama, nu mai vreau la teatru.
Și ce am văzut la ele că ajută mult e intervalul ăsta de timp. Ok, știți că ne-am înțeles noi împreună că o să fie greu, că o să stați în conversația asta și în activitatea asta grea, însă le ajută să aibă intervalul ăsta de 2 ani, care m-a ajutat și pe mine. Îl explici un pic de ce 2 ani și nu 3 sau 1, să scăpăm mai repede. Gata, fără disconfort. Aici există multă cercetare apropo de cum să dezvolți un copil să devină rezilient și cum noi, ca și adulți, putem deveni mai rezilienți, apropo de lumea în care trăim, care vine cu foarte multă presiune, adică anxietatea a crescut mult mai mult, că copiilor noștri le este mult mai dificil în prezent și au mult mai multe provocări, diferite de provocările pe care le-am avut noi. Asta înseamnă cumva că dacă anxietatea e atât de frecventă și toleranța la incertitudine atât de mare, copiii au nevoie cumva să poată să ducă la bun sfârșit sarcini pe termen lung. De asta, apropo de 2 ani, cumva studiile au arătat că este nevoie de un timp suficient de lung în care să perseverezi într-o sarcină, să ai o perspectivă pe termen lung, pentru că altfel rămâi doar pe alegeri care înseamnă recompense imediate. Așa, Iar atunci reacționezi rapid la exact, tentații, la da? Vezi că ți-e greu tentații, să reziști. impulsivitate, nerăbdare, cumva asta se și vede. Copiii devin nerăbdători, impulsivi, pentru că nu au această abilitate de a face un lucru care pare inconfortabil, deși nu e traumatic. Adică despre asta Nu e vorbim, drama, chiar nu, drama. chiar nu e drama, Da. pe o perioadă mai lungă de timp și, într-adevăr, și pentru copii și pentru adulți, contează foarte mult să-i dai o perspectivă. Adică nu o să-ți fie. Nu o să fie toată viața așa grea, ci o să fie o perioadă, dar am nevoie, cum vor fi în viață perioade dificile, Da. au nevoie să știe că, bun, uite-te, nu știu, merg la facultate sau am nevoie cumva să muncesc mai mult pentru că am nevoie de casă, o să fie nevoie o perioadă să depun un efort suplimentar. Iar dacă ei nu au abilitatea asta de mici, nu o să poată să facă față. Da, o să Adică o le să fie mult renunțe. mai O greu să și le o fie să mult, renunțe. mult mai greu și o Și o să să fie și renunțe. oamenii, adulții care schimbă joburile Exact. rapid, Exact. Și care da? sunt Care atunci când dau de greu nemulțumiți și... este despre altcineva, nu Exact. despre Și e ei. copleșitor totul și li se pare totul foarte greu. Că cu cât trece timpul și copiii nu au exercițiu cumva reziliențe, lucrurile devin din ce în ce mai grele, pentru că, într-adevăr, este un antrenament pe care nu îl ai. Și cum se leagă autonomia, atașamentul de limite realiste? Cumva, copilul, pentru că, firesc, el crește și evoluează alături de noi, apropo de siguranță, are nevoie să știe, și apropo de responsabilitate, că dacă legăm și de autonomie, să știe care sunt granițele mele și granițele tale, adică ce e despre mine și ce e despre tine. Deci nu vorbim la plural. Exact, Da, care e exact. o Nu ne asumăm. temă, ne facem Exact, temele. nu ne Cine asumăm. își face temele, că își fac copiii temele? Nu, că avem Da, asta, tendința asta ca exact. părinte și țin minte când m-am întâlnit cu o prietenă și îi spuneam încă purtăm Pampers și s-a uitat la mine și a zis interesant, unde sunt Pampersii tăi? Eu referindu-mă la mine și la copilul meu. Cumva e important să fim și atenți la mesajele care transmitem prin pluralul acesta nesănătos versus pluralul sănătos. Care e Pentru că acela? cumva noi am trăit în cultura asta mult prea simbiotică, adică relațiile mult prea intruzive. Și cumva avem nevoie să ne reclădim cumva comunitatea și familiile ca fiind apropiate, apropo de izolare, ce spuneai tu inițial, să fie apropiate, dar nu intruzive. Adică să păstrăm și să respectăm spațiul fiecăruia. Pentru că dacă nu dăm spațiu, de exemplu, copilului, apropo de atașament și încredere, să-și trăiască disconfortul și noi vrem tot timpul să-l salvăm din disconfort, nu o să aibă acea reziliență de a face față situațiilor dificile. Și asta e o graniță. Cumva asta e responsabilitatea lui, disconfortului, e responsabilitatea lui pe care o poate învăța dacă noi suntem acolo și stabilim aceste granițe. Iar granița copilului învață, primul pas, apropo de granițe, este când învață de ce înseamnă empatia. Asta e prima graniță, cea mai simplă. Adică? Orice moment în care copilul cumva învață cum învață și exersează empatia, adică oare cum se simte celălalt când eu fac ceva, e despre granițe. Despre mine și despre tine. Adică, uite, faptul că eu am făcut asta, pe el a făcut să se simtă în felul ăsta. Și atunci îmi dau seama că e nevoie să fiu atent și la mine și la celălalt. Și că suntem două persoane diferite, care avem nevoi diferite
și că ceea ce fac eu are impact asupra ta. Și să-ți asumi și ca persoană responsabilitatea a ceea ce faci, exact, a cuvintelor tale, exact, a comportamentului care îl folosești. Exact. Nu-l poți controla, reacția nu o poți controla, nu, dar să-ți asumi rezultatul. Asta înseamnă să-mi fie clare care sunt granițele mele și granițele celuilalt. Îmi dau seama că el e o persoană care se simte rănit dacă, de exemplu, eu fac o glumă care mie mi se pare hazlie, dar el se simte rănit, atunci să înțeleg că e o chestie de graniță. Nu mai fac. Pentru că îmi pasă de cum se simte celălalt. Colegul meu. Da, uh-huh. Celălalt. Și citeam undeva că jobul copiilor este să testeze limitele și jobul adulților este să le țină. Exact. Pentru că atunci, practic, îi transmit siguranță. Hei, eu sunt exact aici, și sunt adultul de noi care ai nevoie. Exact. Și poate și conta sunt pe aici noi. Și de cele mai multe ori copiii se simte foarte relaxat, poate nu imediat, știind cumva că noi am luat o decizie în locul lui, da, chiar grea, dacă poate grea, chiar dacă atunci reacția lui n-a fost una cumva confortabilă, firesc, dar în timp ce a zis, a, uite, mă bucur că ai făcut asta pentru mine. Și asta e grozav. Și practic asta ne dorim și noi ca adulți, să fim da împreună, da, nu? Să ne ținem să limitele și granițele sănătoase unii exact cu alții, dar să reușim să ne creăm relații exact să fim în care aproape, să fim dar împreună. Să fim aproape, să ne respectăm cumva unul pe celălalt din perspectiva asta diferențelor. Ca așa creștem ca împreună, așa creștem frumos. Împreună, exact. A trecut timpul, oh, așa de repede. Data viitoare ne vedem în 7 martie, la aceeași oră, să le discutăm pe celelalte exact trei nevoi, atât ale copiilor cât și ale noastre ca adulții. Și dorința noastră e să fim cât mai mulți adulți împreună în viețile copiilor, pentru că așa reușim să-i creștem cât mai sănătoși. Cât mai. Nu? Da. Cam asta e dorința, intenția. Exact, exact. Mersi, Domnica. Mulțumesc mult.